știi? Florine, vii un pic alături de noi, că tăiem o pâine, care avem ciolan. Auziți cum pârâie alaturi? Ia uitați ce avem aici. Am descoperit un ciolan. Așa da. Da. Pâinea ne ajută de fiecare dată să o redescoperim și avem nenumărate moduri de a o reinterpreta și cu această ocazie vă invit pe dumneavoastră duminica acasă să plămădiți câte un avat. Avem și turtele de maia de la străbunii noștri cum făceau odată și puteți să încercați aceste tehnici. Pentru că, în afară de faptul că, să zic așa, adună membrii familiei împreună, miroase bine, dar se întâmplă și ceva special. Cine face pâine, se zice, este alesul Domnului și își pune dragostea în acel produs, dându-o și celorlalți, acea dragoste, perpetuând aceste valori mai departe. De aceea noi am inițiat o campanie Iubim pâinea cu maia. Încercăm să ducem aceste valori tradiționale mai departe.